Pe 25 mai 2013, pe Wembley, a avut loc finala UEFA Champions League dintre Bayern și Borussia. Iar astăzi, peste 11 ani, are loc din nou pe Wembley finala UEFA Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund. Iar noi astăzi nu vom simula această finală de 10 ori, de 20 de ori, de 2475 de ori. Vom simula finala UEFA Champions League dintre Borussia și Real Madrid în două decenii diferite. Hai să vedem. Bun, bine v-am găsit la mărețul și legendarul, în sfârșit pot să spun acest cuvânt legendar, care să fie atribuit unui joc legendar, și anume FIFA 13. Iar acum să vă pot răspunde la întrebarea pe care poate unii ați avut-o. Cum, Doamne iartă-mă, poți să simulezi tu finala UEFA Champions League din 2024 în două decenii diferite? Păi este extrem de simplu. Ne vom folosi de două jocuri, FIFA 13 și FC 24. În ambele jocuri ne vom folosi de ambele echipe, bineînțeles, și de loturile din anii respectivi, adică de lotul din 2013 și lotul din 2024. Și bineînțeles vom juca pe Wembley. Este foarte, foarte simplu, un concept foarte, foarte simplu, așa că hai să vedem pentru început cum arată echipele și loturile echipelor din 2013. Hai să vedem. Iar loturile arată într-un fel, nici nu știu cum să le spun, nostalgic, loturi nostalgice, habar n-am. Real Madrid începe cu Casillas, Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Khedira, Xabi Alonso, Di Maria, Cristiano Ronaldo, Ozil și Higuain. Cred că din echipa asta doar Ramos, Di Maria, Ronaldo mai joacă, cred că restul s-au retras și Marcelo, bineînțeles, nu știu dacă mai joacă în Brazilia. Iar echipa celor de la Borussia Dortmund, o echipă la fel de nostalgică, o echipă, echipa mea preferată din perioada aia de fotbal era peste Barcelona, îmi plăcea foarte, foarte mult, eu țin cu Barcelona, îmi plăcea mai mult echipa Borussiei decât Barcelona, o echipă foarte, foarte bună acestul de la Borussia. Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer, Gündogan, Kehel, Blaschikowski, Grosskreutz, Royce și cu Lewandowski. Atacul ăsta Royce-Lewandowski, absolut senzațional. Cam așa se prezintă loturile, foarte, foarte bune, foarte, foarte nostalgice, dacă pot să spun în felul acesta. Loturile sunt pregătite, stadionul Wembley este pregătit, hai să vedem la meci, hai să mergem la meci, să vedem ce se întâmplă, cine câștigă finala UEFA Champions League din 2024, dar acum 11 ani. Hai să vedem care e faza. Și uitați aici ce grafică, Doamne Dumnezeule, câte amintiri cu jocul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. Ronaldo rămâne la balon, pasează foarte bine pentru Higuain, care șutează la distanță și primul șut al partidei, minutul 7, scoate Weidenfeller, mă rog, prinde Weidenfeller. Era perioada jocului când mergea foarte bine QW-ul, pasele cu QW, dacă știți. O perioadă foarte, foarte frumoasă. Dacă stau bine să mă gândesc, dacă tot urmărim acest meci, Realul poate să-și ia revanșa pentru semifinala din același an. Dacă ții minte că ne-a bătut Borussia 4-2 în Germania și-a marcat 4 leva. Deci este un meci important și pentru cei de la Real Madrid în acest FIFA 13. Deci este miză foarte, foarte mare. Sami Khedira pasează foarte, foarte rău pentru Di Maria și recuperează cei de la Borussia. Subotic, ce faceți? Uite la ce faceți? Îi joacă pasă în care îi fac posesie, m-au jucat la pariu la posesie. Și a venit și pasa măreață cu QW, foarte bine pentru Royce. A jucat cu Blaschikowski, care șutează în blocajul lui Marcelo, dar faza nu s-a încheiat, ba s-a încheiat. A venit și prima pasă cu QW-ul din acest meci. Di Maria pentru Sami Khedira, care dă din prima pentru Marcelo. Rămâne cumva la balon Cristiano Ronaldo, nu l-am văzut meciul ăsta deloc. Nu prea atins mingea pentru Xabi Alonso. De ce joacă Xabi Alonso în bandă? Nu mai înțeleg nimic. Din nou Ronaldo, pasă foarte bună pentru Higuain, care șutează în blocaj. Numai șuturi în blocaj până acum. Numai șuturi în blocaj. Royce, ce heel to heel. De când am mai văzut mișcarea asta în jocurile astea vechi. Înapoi la Kehl pentru Lewandowski. Mai departe pentru Royce, că a fost offside. N-a fost cel pentru Lewandowski. Ce paradă și este gol. Ho, ho, 1-0 pentru Borussia. Marco Reus, ce frumos ar fi să macheze Reus și realitate pe 1 iunie. Marco Reus face 1-0 pentru Borussia, minutul 49, imediat după pauză. Ce paradă! Ce paradă a putut să aibă Casillas, deci 1-1 cu Lewandowski, dar nu mai contează. Borussia face 1-0 și mai este mult de jucat, dar la cum arăta Borussia până acum, s-ar putea să nu se știe. Schmelzer mai departe pentru Reus, foarte bine între linii, Gündogan pentru Leva, care pasează foarte, foarte bine în gaură, centrare în fața porții și ce paradă! Ce scoate Casillas! A doua ocazie mare, sau a doua ocazie mare, da, pentru Borussia. Di Maria, Arbeloa și a revenit și Benzema. Di Maria din nou, Mesut Ozil la careu, Benzema știați în prima, cred că a fost mare hands, dar arbitrul se pare că n-a văzut, n-a venit nici var. Piszczek, Realul rămâne în atac. Cristiano Ronaldo foarte, foarte șters. N-a jucat absolut nimic până în minutul 76. Primește Ronaldo. A fost penalti. Ha, ce penalti poate să facă. Bate Cristiano Ronaldo față-față cu Weidenfeller. Mamă, cum a arătat penaltiuri. Șutează pe centru și Real Madrid egalează. Minutul 78. Cere 7 din penalti. 1-1. Sincer să fiu cu voi, nemeritat, pentru că Real n-a jucat absolut nimic. Borussia mai arătat niște ocazii, mai ales ocazia aia mare a lui Royce când a scos Casillas. Dar cumva este 1-1. Marcelo pentru Ozil, pentru CR7, care șutează Cristiano Ronaldo. Minutul 85, remontada. Remontada pentru Real Madrid. CR7 nu s-a văzut deloc și în ultimele 2 minute au început să joace dintr-o dată, au marcat din penalti și acum din fază întoarce scorul de unul singur, practic. Remontată pentru Real Madrid și se pare că Borussia s-a tăiat ca maioneza. Dezastru. Arbeloa pentru Benzema și aici se termină finala UEFA Champions League din 2024, ediția FIFA 2013. Real Madrid face remontada, cere 7 de 2 ori și Marco Royce odată minutul 49. Deci, conform FIFA 2013, Real Madrid a trebuit să câștige finala de pe 1 iunie cu 2-1. Foarte, foarte frumos, foarte, foarte nostalgic. Și mergem mai departe la cel mai bun joc din istoria jocurilor FIFA, FC 24. Și iată aici în FC 24 și deja vedem și prima mare schimbare dintre aceste două jocuri. Cei de la EA Sports au cumpărat licența pentru Europa League, Conference League și Champions League, bineînțeles, și avem totul licențiat. Bineînțeles, prima mare schimbare, pe lângă faptul că jocul este un absolut dezastru, dar asta nu mai contează. Iar echipele se prezintă în felul următor: Lunin, Ferlamendi, Nacho, Rudiger, Carvajal, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Valverde, Rodrigo și Vinicius. Echipa poate să arate diferit pe 1 iunie, dar această echipă este conform FC24, poate încă nu și-a dat update, dar în mare parte cam acești jucători vor fi, poate minus Lunin plus Courtois. Iar echipa lui Borussia se prezintă astfel: Kjobel, Madsen, Schlotterbeck, Hummels, Rierson, Sancho, Sabitzer, Emre Can, Malen, Brandt și cu Füllkrug. Iar această echipă cumva ne-a luat în surprindere pe toți și a ajuns în finala Champions League. A trecut de grupa morții, a bătut pe PSG, pe Atletico Madrid, printre altele, și a ajuns în finala Champions League de pe Wembley. Așa că hai să mergem la finală, să vedem ce ne spune FC24. Bellingham încearcă un călcâi din marginea căciulei și putea să fie un atac foarte important pentru Real Madrid, dar pleacă Borussia pe contraatac, mai departe pentru Brandt, pentru Malen, mai departe pentru Brandt, care este blocat. Malen, Brandt din nou știați la marginea careului aproape, dar în blocaj și că mai se încheie prima fază a acestei partide. Bellingham mai departe a încercat o pasă, mă gândesc. Este blocat de Rierson, care se îndoiel cu Ferlamendi. Mai departe pentru Toni Kroos, care dă pentru Vini. Lângă căciulă, Vini se întoarce, pasează pentru Valverde, mai departe pentru Carvajal, Valverde din prima pentru Vinicius, care încearcă un șut în blocaj. Ne apropiem de minutul 30 și încă nu avem niciun șut pe poartă. Füllkrug pentru Brandt. Înapoi pentru Füllkrug, pentru Emre Can, care dă pentru Brandt foarte bine, care ține de balon la fel de bine în fața lui Nacho, pentru Emre Can, mai departe pentru Sancho, din prima pentru Brandt, care șutează Brandt. Și este 1-0 pentru Borussia Dortmund. Julian Brandt în minutul 35 face 1-0. Doamne, ce păr a zis și Randy Orton cu păr în cap. Doamne, ce comparație am putut să fac. 1-0 pentru Borussia Dortmund, minutul 35. Se pare că jocurile în ambele ediții, și în FIFA 13 și în FC 24, o dau ca și deschizătoare de scor pe Borussia Dortmund. Să sperăm că nu o să aibă aceeași soartă ca și în FIFA 13 și poate să câștige până la final. Dar minutul 36, 1-0 pentru Borussia. Să vedem ce se mai întâmplă. Să vedem ce se mai întâmplă. Bellingham. Pasează pentru Vinicius, care șutează. 1-1, minutul 65. Real Madrid egalează. S-a apărat foarte bine cei de la Borussia. S-au apărat foarte bine cei de la Borussia. N-au lăsat niciun spațiu. Dar se pare că Bellingham și cu Vinicius au făcut șahmat apărat cei de la Borussia. Foarte bine s-a demarcat Vinicius. Minutul 65, 1-1. Mult mai rapid față de FIFA 13. Deci foarte bine se vede că este foarte, foarte bucuros Carlo Ancelotti. 1-1, minutul 65 și mai avem mult de jucat, mai avem mult de jucat. Foarte bună preluare Füllkrug pentru Sancho, călcâi pentru Emre Can, pentru Füllkrug, protejează foarte, foarte bine Julian Brandt, pentru Malen care se încurcă, călcâi din nou pentru Madsen, pentru Julian Brandt care extraordinar, ce pivotare! Ce ocazie pentru cei de la Borussia, foarte, foarte bine s-a întors acolo Julian Brandt, omul meciului până acum. Și scoate un corner pentru cei de la Borussia, centrare foarte bună, respinsă de Modric. Faza că nu s-a încheiat totuși. Sule, wow! Să-l întorci pe Sule la 425 de tone așa, e ceva, e ceva. Modric primește, mai un minut de prelungire. Și este pauză, după 20 de minute se pare că FC24 le prezice niște prelungiri. Este pauză 1-1, de la ocazia aia lui Brandt nu s-a mai jucat absolut nimic. L-au scos pe Brandt, eu acum am văzut, wow! De ce le-ai scoate pe Brandt? Ce mai bun jucător al tău, ce faci tezi, zice, ai luat o raznă, bă, băiatule. În meci mai departe, ce mai departe, doamne! Deci l-a băgat pe, în meci, l-a scos pe Brandt ca în meci să dea o astfel de pas. Cred că de-am chelit-o, bă, băieți. Hai de cap. Minutul 117 și mergem tot mai tare către penaltiuri. Modric sprintează, zici că are 25 de ani, pentru Joselu. Mai departe pentru Brahim Dia și era să închidă finala minutul 121. Chiobăl, o paradă foarte, foarte bună. Ce pas acolo, doamne! Dar Brahim Diaz nu poate să închidă și cred că nu se mai poate întâmpla absolut nimic. Și, cum spuneam, penaltiuri. Pentru prima dată în simulările de pe acest canal avem penaltiuri. Se pare că cei de la FC24 preconizează că vor fi penaltiuri în realitate. Așa că hai să vedem ce se întâmplă. Bate Joselu primul. Joselu șutează impecabil. Emre Can. Foarte sigur. Bate Luca Modric. Ce să zici? Ce să zici? Bate Malen. Scoate Lunin. Scoate-l, ce prost a bătut la seminățimă Bellingham. Impecabil. Real Madrid bate impecabil până acum. 3 din 3. Bate Sancho. Foarte bine. Așa trebuie să bată și Malen. Bate Vini. Hai Vini. Scoate Chiobăl. Wow. Asta chiar a fost o paradă. ADM-i. Scoate Lunin din nou. Dacă marcați Real, au câștigat. Dacă marcați cei de la Real Madrid, au câștigat această finală. Bate Valverde. Nici o emoție și Real Madrid bate 4-2 pe cei de la Borussia Dortmund. Se pare că emoția de la penaltiuri a fost prea puternică pentru băieții lui Terzic. Lunin, două parade din nou, la fel ca și meciul cu City. Dacă țin bine minte, din nou e rău pentru Real Madrid. Probabil că în realitate va juca Courtois. Dar asta nu se știe. Și Real Madrid în ambele decenii, în ambele FIFA-uri, câștigă finala UEFA Champions League în fața celor de la Borussia Dortmund. 2-1 și acum la penaltiuri. Dacă mă întrebați pe mine dacă în realitate vor fi penaltiuri, sunt foarte, foarte mulțumit. Ar fi finală foarte, foarte frumoasă. Și din nou alt mare upgrade față de FIFA 13. Avem și un alt fel de celebrare pentru câștigarea trofeelor. Dar totodată clipul nostru încheie aici. Vă mulțumesc de vizionare. Vă invit să lăsați un like, subscribe și comentariu. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!